Și iată Carmen Cartaș, numărul 3, ambele de la Ujolidon Cluj, proaspăt calificate pentru prima oară în grupele Ligican Pârvuți. O fată ca Argintul Viu, gol senzațional! Adina May Roșu, 27 de ani, intervenția portarului de 32 de ani, 1,81, 72 de kilograme, că e tare dor de micul său băiat. Crina Ilinca Pintea, Cartaș din nou, a venit în această vară la Ujolidon Cluj de la cetate Deva. Cartaș aruncă de la șor și marchează. Halski, Cartaș, apare Pârvuț, gol senzațional, Aneta Pârvuț. Asta face aproape de perfecțiune și 32 de ani, 1,81 m, 72 de kilograme. Paraschiv marchează Academica Bucesc în centru, aruncă ghicită de Nikita. Pasă foarte bună pentru Dincă și gol! Greșesc iar cele de la România A. Riscan pentru Pârvuț, gol, reușește să trimite în poarta adversă. Suntem în minutul 19. Meiroșu din centru a simulat o aruncare într-o primă fază, a aruncat după aceea. Iată, gol, uneori la clubul din mica urbe moldavă. Aruncă Apipie, unul dintre cele mai frumoase goluri de astăzi. Mult curaj pentru această puștoaică de doar 19 ani. Aelica Pinta a ieșit extrem de târziu acolo și iată replica. Ar fi călcat semicerc cu Camelia Balincotea, vedeți cum se duce în apărare. Și gol senzațional înscris de această Andrada Trif. Crescută în același, provine din... de la aceeași echipă ca mult mai cunoscută Ramona Maier. Adina Meiroșu marchează și din postura ingrată de Inter dreapta, de acolo de unde aruncă stângacele. Mihalski în centru, este keeper acum. Depășire frumoasă, extraordinară. Și a avut probleme mari, întâi la genunchi, apoi la acea palmă stângă. Aruncă Luciana Marin și marchează. Briscan vine în centru, Cartaș lasă pentru Briscan, aruncă aceasta și marchează. Istanbul împreună cu fosta sa colegă de la Olkim, Elise Özel. Primul gol reușit de această tânără pentru handbal. Este prietenă cu Alexandru Dedu, fratele Denisei Dedu, portarul de la Corona Brașov. Depășire minunată făcută de Aneta Pardino. Apipie, Cartaș, Dincă, iarăși Cartaș, Apipie, pasă lungă, pătrundere și gol! Așa cum făcea pe vremuri, într-un trecut recent, dacă se poate spune așa, apărători centrale acolo, Diana Druțu și Gabriela Perianu. Formidabilă depășire, unul dintre cele mai frumoase goluri de până acum. Super fază. Pregătite de Pera și Burcea. Perianu, pătrundere, aruncare la colțul lung, o nouă reușită pentru puștoaica de 18 ani. Și uitându-mă pe listă, cam atât. Lasă mingea foarte bine Perianu pentru Băbeanu și ultima înscrie. Din, care sprijină financiar acel club, Nicu Vărzariu. Gol frumos lui Chiron, n-am înțeles de ce. Oana Manea plecată pe contraatac, gol! Că mingea a intrat la interior, prin plasă. Foarte bine o deschide Meiroșu pe Curea, care marchează în condiții grele, dar reușește să înscrie. 9 puncte card între roșii-albastre și galben-albastre. Perian grată de Inter dreapta. Frumoasă simularea de pasă, depășirea și golul reușit
de Magda Paraschiv. Înțeles unde i-a fugit Mihalski. Super combinație aeriană la capătul căreia marchează Gabriela Mihalski. Ați revăzut faza. Minutul 52. Ca un adevărat Inter. Elinca-i pinta pentru Perianu, Geiger, Perianu, gol de la Scholl. Ne arată că la fizicul său are și tehnică. În albastru a pasat pentru Mihalski, nu s-au înțeles la combinația aeriană. Perianu pentru Geiger și gol în forță. Melinda Geiger, excelentă vorbitoare de limba germană. Colega sa de club de la Zălău, Trif, aceeași Varga, Cartaș este în centru. Angajament foarte bun pentru pivot la Raluca Ivana Grigoroae, a trecut și ea în carieră pe la Zalău. Oana Manea, pivot de super clasă, marchează. Cred că Oana Manea poate să fie șefă la capitolul umor dintre toate jucătoarele selecționate de Gheorghe Tadic pe care l-ați avut din nou în prim plan. Ultimele 30 de secunde de joc și acum un nou gol reușit de Carmen Cartaș, cel cu numărul 6 pentru ea. Se grăbesc roșii albastre, Marin, triunghi de pase, Geiger, Manea marchează. Mai sunt 10 secunde de joc, să vedem dacă vor înscrie și galben-albastrele. Varga aruncă gol, Roxana Varga, răspunând acele două ratări de la 7 metri. Așadar, la final de partidă, după ce la pauză au condus cu 15-12, roșii-albastrele România contra galben-albastrele România B, 37-25 în numele întregii echipe de transmisie. Vă mulțumește pentru atenție, George Mihail Pârvan. Rămâneți cu ochii pe Digisport 1, 2 și 3 pentru spectacolul campionilor, sport de calitate.